ziua, a fost convocat în ședința ordinară a Consiliului Local prin dispoziția primarului numărul 228 din 16 august. Sunt prezenți 14 consilieri locali, 13 fizic, doamna Botezatu participă online. Deședința se poate desfășura în condiții normale. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt discuții asupra procesului verbal anterior, dacă nu, cine este pentru? Deci avem proiectul ordinii de zi a celei de-a 32-a ședințe din al 8-lea mandat al Consiliului Local, cu 6 puncte la ordine de zi plus 2 suplimentare. Cu aprobarea dumneavoastră, să dau citire celor 6 puncte și plus celor 2 suplimentare. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea conturilor de execuție a bugetului consolidat al unității administrative teritoriale orașului Moldova la data de 30 iunie 2022. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții, lucrări de intervenție în primă urgență pentru punerea în siguranță a zidului de sprijin de pe strada Mihai Eminescu. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru realizarea obiectivului investițional, intervenție în primă urgență, lucrări de intervenție efectuate pentru alterarea efectelor produse la pod Dobru 2, de revărsarea torentului Dobru în orașul din Moldova, județul Bacău. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrurilor de intervenție pentru realizarea obiectivului investițional intervenție în primă urgență, lucrări de intervenție efectuate pentru înlăturarea efectelor produse la pod Dobru 3 de revărsarea retorentului Dobru în orașul din Moldova, județul Bacău. Inițiator, economist, Baciu Gheorghe, primarul orașului. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrurilor de intervenție pentru realizarea obiectivului investițional, reabilitare drumuri locale, Sfântul Moldova, județul Bacău. Inițiator, economist Baciu, primarul orașului. Proiect de hotărâre punctul numărul 6, prelungirea duratei contractului de închiriere ca obiect de locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. La suplimentări, la punctul numărul proiect de hotărâre prin însușirea atestare în domeniul privat al orașului Moldova a unor imobile, iar la punctul numărul 2, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, numărul 45-29-03-2020, privind declararea unor bunuri ca fiind interes public local și încălzirea unor încălzare bunurilor ce aparțin domeniul public al orașului Slănic Moldova. Supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul ordinii de zi cu 6 puncte plus cele 2 suplimentare. Cine este pentru? Se abține cineva, deci la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea conturilor de execuție ale bugetului consolidat al unității administrativ teritoriale orașului din Moldova la data de 30 iunie 2022. Dacă sunt discuții la punctul numărul 1, vă rog să vă înscrieți. Domnul președinte, dacă îmi permiteți să vă salut și eu. Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a lunii august. Referitor la punctul numărul 1, aprobarea conturilor, execuției bugetare pe 6 luni, așa cum a discutat și în comisie, trebuie să tragem un semnal de alarmă referitor la faptul că au crescut cheltuielile foarte mult în primul trimestru, ceea ce se regăsește și în raport. Avem la servicii publice o creștere de 19,29%, avem la dobânzi bancare 18,45% și, bineînțeles, la alte capitole față de cele prognozate, inclusiv la salarii și la alte capitole, întrucât au crescut foarte mult costurile și este o nevoie să reducem cheltuieli, este o nevoie astăzi, mai mult ca oricând de 6 ani încoace, să fim mai chipzuiți și să distribuim resursele eficient. Vă asigur că ne luptăm cu această problemă, să o rezolvăm, să o clarificăm și sper să închidem anul cât se poate de bine. La momentul acesta, situația nu este foarte bună. Vă spuneam și în comisii, noi am cumpărat energie de pe bursă în toată această perioadă și am fost favorizați foarte mult timp. Dar acum, la ultima licitație
pe bursă, peste faptul că abia la a treia licitație s-a înscris cineva să ne ofere energia, energia o cumpărăm de 2,6 ori mai scumpă. Adică energia se scumpește, gazul se scumpește și vom avea un prognostic nu foarte bun față de ce ne-am propus. Noi când am aprobat în decembrie anul trecut impozitele și taxele pe anul acesta, atunci oamenii au venit imediat în ianuarie, au plătit, dar noi nu am putut estima atunci în ce situație vom fi pe parcursul anului. Atât pe partea de utilități, dar și mai ales creșterile datorate conflictului din apropierea noastră și altor aspecte. Și aș vrea să vă spun acest lucru ca să îl știți dumneavoastră, dar să-l știe și cetățenii și cei care urmăresc materialul nostru film. Sunt discuții? Supus prea păvară noastră pentru numărul la ordine de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva pentru? Nu. Vedeți că aveți? Trecem la punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții, lucrări de intervenție în prim urgență pentru punerea în siguranță a zidului de sprijin de pe strada Mihai Eminescu. Mi-a explicat domnul primar care este situația zidului de pe strada Mihai Eminescu și ce urgențe sunt în această zonă. Dacă sunt discuții, vă rog să vă transcrieți să vă expun. Dacă nu se înscrie nimeni, supun spre aprobarea noastră proiectul de hotărâre la punctul numărul 2. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare lucrurilor de intervenție pentru realizarea obiectivului investițional, intervenție în prim urgență, lucrări de intervenție efectuate pentru înlăturarea efectelor produse la pod Dobru 2 de revărsare al torentului Dobru, orașul Moldova, Gețu Bacău. Vă rog să nu scrieți la cuvânt. Acolo am făcut o cotă, se poate funcționa. Deci nu sunt probleme acum. 3 la 3, la 2, e asta de la fructul. Da. Dacă sunt discuții, vă rog să vă înscrieți și să vă înscrieți. Supun spre aprobarea noastră punctul 3 al ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru realizarea obiectivului investițional, intervenție în prim urgență, lucrări de intervenție efectuare pentru înlăturarea efectelor produse la pod Dobru 3 de revărsare al torentului Dobru în orașul Moldova, Gețu Bacău. În momentul de față este asigurată circulația în zonă, deci nu sunt probleme pentru familiile din Amonte și nici pentru cei din vă rog să vă înscrieți referitor la punctul numărul 4. Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobarea noastră punctul numărul 4 pe cine de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare lucrărilor de intervenție pentru realizarea obiectivului intervențional, reabilitare drumuri locale, Sălnin Moldova, județul Bacău. Aici, dacă îmi permiteți să spun pentru cei care urmăresc materialul, desigur că ne dorim să reabilităm drumurile locale, toate drumurile locale. Practic, la momentul acesta s-a reactualizat documentația și a reieșit o sumă de 43.303.000 de RON necesar pentru acest lucru. Noi vă cerem acordul la acest moment pentru ca să fim pregătiți să depunem acest proiect pe un culoar de finanțare posibil a fi deschis foarte curând și să nu ratăm ocazia. Au fost deschideri care s-au, spre exemplu, pentru iluminat public s-au închis în 7 minute apelurile. Deci s-a completat suma. Dacă vine o asemenea situație în care
vom avea posibilitatea să depunem această documentație. Desigur că trebuie să fim pregătiți. Da, bineînțeles, respectând ordinea pe care am mai discutat-o, că trebuie primată să facem, să refacem rețeaua de apă, canalizare și asfaltul după aceea, dar noi sperăm că aceste lucruri se întâmple cât mai aproape unele de altele, ca să nu fie o durată foarte mare de deranj a cetățenilor. Nu este puțin lucru să sap de 3 ori șanțuri prin fața acasă. Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobarea noastră, fiind numărul 5 al ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Punctul numărul 6, proiect de hotărâre prin prelungirea duratului de contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii constituite în Agenția Națională pentru Locuințe. E vorba de două. Da. Dacă sunt supun spre aprobarea dumneavoastră prelungirea contractelor pentru cele două persoane. Cine este pentru? Trecem la suplimentar. Proiectul de hotărâre privind însușirea atestarea în domeniul privat al orașului Slănic Moldova a unor imobile. Este vorba de imobile care vi le-a prezentat domnul primar. Dacă sunt discuții vis-a-vis de cele prezentate, vă rog să vă scrieți la cuvânt. Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobarea noastră punctul numărul 1 de la suplimentar. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? La punctul numărul 2, proiect de hotărâre prin modificarea hotărârii Consiliului Local al Orașului Slănic Moldova, numărul 45-2903-2020, în declararea unor domnul capit de interes public local și introducerea lor în inventarul comercial al Consiliului Local al Orașului Slănic Moldova. Este vorba de diferența de teren de vis-a-vis de Nădejde, de strada Mihai Eminescu. Sunt discuții? Diferență în plus. Diferență în plus. Supun spre aprobarea noastră punctul numărul 2 de la suplimentar. Cine este pentru? Se abține ceva? Este cineva pentru? Declar ședința închisă.